Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă lecție de literatură. Sunteți pregătiți? Ce vom învăța astăzi? Astăzi vom descoperi împreună structura textului argumentativ. Cum putem redacta un text argumentativ corect? Ce este înainte de toate textul argumentativ? Textul argumentativ are scopul să convingă ascultătorii sau cititorii cu privire la o opinie sau un punct de vedere. În orice demers argumentativ, autorul acestuia apără o teză prin ilustrarea unor argumente pe care le poate ilustra cu exemple. Să reflectăm. Ai 5 minute pentru a realiza sarcina următoare. Poți opri materialul video pentru a te gândi la sarcina de lucru. Privește imaginile de mai jos. Încearcă să identifici cine își apără mai puternic opinia, urmărind aspectele vizuale sau limbajul corpului și scrie sau spune de ce crezi acest lucru. Felicitări! Ai răspuns corect. Structura textului argumentativ. În primul și în primul rând, textul argumentativ are o teză. Teza, bineînțeles, nu este lucrarea scrisă pe care tu o dai la sfârșitul fiecărui semestru, ci ideea susținută de autorul textului argumentativ. Ea răspunde la întrebarea ce vrea să demonstreze autorul său și reprezintă o introducere sub forma unei judecăți de valoare. Un model de teză poate fi următorul. Lectura este mai importantă decât vizionarea filmelor. Putem începe argumentarea cu menționarea tezei de dezvoltat în introducerea textului nostru. Teza reprezintă o stare de fapt față de care noi putem avea o poziție conformă sau contradictorie. Următorul pas este dezvoltarea unei ipoteze. Ipoteza reprezintă opinia emisă față de teza enunțată în introducerea textului argumentativ. Utilizăm pentru aceasta formule precum: părerea mea este că, eu consider că, cred că, opinia mea este că. Și ne plasăm într-o poziție conformă, pro, sau într-o poziție care nu este conformă tezei, contra. Un model de ipoteză conformă este următorul. Consider că lectura ne ajută la dezvoltarea imaginației și la înțelegerea personală a lumii înconjurătoare. Ipoteza trebuie să conțină motivele pentru care noi ne asumăm o poziție pro sau contra tezei enunțate în introducerea textului argumentativ. Enunțarea motivelor te va ajuta să păstrezi rigoarea demonstrației tale și să construiești o argumentație solidă și precisă. Nu uita de ele! Argumentul. Cum îl enunțăm și îl dezvoltăm? Și mai ales, cum îl exemplificăm? Ce este un argument? Argumentul este o explicație sau o justificare prin care ipoteza este susținută. Argumentele reprezintă ideile pe care le avem prin asumarea unei poziții pro sau contra teze enunțate. Acestea se bazează pe fapte, experiențe, păreri acumulate de-a lungul vieții noastre. Pentru ca argumentele să fie mai convingătoare, este important ca acestea să fie însoțite de cel puțin un exemplu, o probă care să ilustreze concret ideea susținută de noi. Putem formula mai multe argumente pentru o ipoteză. Un model de argument poate fi următorul. În primul rând, lectura ne ajută să ne dezvoltăm imaginația, aducând precum piesele unui puzzle elementele unui text în mintea noastră, navigând pe aripile fanteziei, umplând golurile lăsate de autor, deoarece niciun autor nu poate reda cu fidelitate realitatea. De exemplu, eu pot imagina o lume de bază, chipul unui dragon, chiar și când autorul nu o face sau când știu că acestea nu au existat în realitate, pornind de la ceea ce cunosc eu. În primul rând, observăm că am utilizat niște conectori obligatorii. În primul rând, deoarece, de exemplu. Apoi, încercăm să explicăm ideea dezvoltată, răspunzând la întrebarea de ce. Și exemplificăm întotdeauna, raportându-ne la fapte, statistici, realități și, de preferat, mai puțin la opinii și presupuneri personale. Concluzia. Concluzia reprezintă o încheiere cu rolul de a demonstra relevanța argumentelor pentru opinia enunțată în introducerea textului argumentativ.
Concluzia. Rezumă ideile din argumentele enunțate în cuprinsul acestuia. Un model de concluzie poate fi următorul. În concluzie, lectura ne ajută să cunoaștem lumea înconjurătoare prin experiențe inedite, majoritatea imaginate datorită complexității lumilor descrise de către autor. Ce observăm? Că nu reia pur și simplu ipoteza, ci sintetizează ideile din argumentele dezvoltate. În cazul nostru, singurul argument pe care noi l-am ilustrat devine o sursă pentru concluzie. Dacă ai mai multe argumente, nu uita să iei din fiecare câte un pic. Și este introdusă prin conector precum, în concluzie, așadar, pe scurt și prin urmare. Acum că ai înțeles cum se structurează corect un text argumentativ, este timpul să încerci și tu. Ai pentru această sarcină 20 de minute. Poți opri materialul video pentru a rezolva liniștit sarcina de lucru. Să vedem ce îți propun. Redactează un text de 50-100 de cuvinte în care să argumentezi opinia ta despre rolul lecturii în dezvoltarea tinerilor de vârsta ta. Vei avea în vedere formularea unei teze pornind de la enunțul dat, formularea unei ipoteze care să cuprindă și liniile de dezvoltare a două argumente, formularea, dezvoltarea și exemplificarea a două argumente conforme ipotezei tale, formularea unei concluzii și utilizarea conectorilor potriviți. Pentru aceasta, eu am citit cu mare atenție lucrarea gramatică argumentării scrisă de Vincenzo Locascio și programa școlară pentru tine. Îți mulțumesc pentru atenție! Pentru că eu, creatorul acestui material, Anda Laura Silea, cred în educație, îți doresc și ție mult succes!